eram pe val la Dinamo Moscova, jucam meci de meci, antrenorul mă plăcea foarte mult, chiar îmi dăduse și banderola de capitan, având lângă mine jucători cu nume, să zic așa, adică avea o foarte mare încredere în mine. S-a întâmplat să nu avem rezultate, a venit un antrenor rus de la echipa a doua, care a dorit să-și promoveze tinerii, și aici intervine prostia din capul meu și că nu eram prea educat da? În chestia asta, am început să zic, domnule, păi stai puțin că eu sunt X, că eu joc, că eu nu mai antrenam așa cum trebuia să mă antrenez, începeam să lovesc jucătorii la antrenament, vedeam că nu mă bag, eram frustrat, dădeam cu mingile pe sus. Momentul în care gândește-te că indiferent cum dacă jucai în primii 11 sau erai în primii 18, luai acea sumă de bani ca și prima, adică okay. Indiferent da. Că jucai și era 10.000 de exemplu prima sau 15.000 de euro prima la acel meci, tu o luai indiferent dacă jucai sau nu. Da. Deci putea să nu te intereseze, dar nebunia mea de a juca nu mă interesa nimic altceva decât să joc, să fiu acolo, să demonstrez că sunt bun. Și tu, scoțându-mă din echipă, am crezut că mi se face o nedreptate și am început să fiu pe de-a dreptul să fiu prost, să zic așa. Cine? Silkin? Că... Cine era? Silkin? Sau cine? Silkin, da, Silkin. Silkin m-a scos din echipă și nu mai îmi dădea șanse. Și atunci, la un meci cu Rubin Kazan, la o ședință, mi-a zis că datorită faptelor care datorită comportamentului la antrenamente și cum te-am văzut, nu te mai au nici în lot. Și pentru mine a fost... Deci îmi venea să arunc scaunele pe acolo. Începusem să curgă lacrimile de nervi că s-a întâmplat chestia asta și atunci am și plecat împrumutul acela de la Tomsk de 6 luni. Asta a fost prostia cea mare care a făcut-o. Pentru că dacă eu rămâneam acolo și aici toate acumulate, eu trebuia să semnez un contract nou. Știam contractul care... Știam sumele de bani. Erau niște sume foarte mari. Mi s-a zis că voi semna în vară. A venit domnul Victor Becali, a negociat, s-au stabilit sumele. În vară vom semna. În vară s-a schimbat antrenorul și s-a dus totul pe apa sâmbetei.